Orice turist care a fost măcar o dată cu mașina pe Valea Prahovei știe că trecerile de pietoni și semafoarele din Bușteni și Comarnic sunt principalele vinovate de îngreunarea circulației pe DN1. Până când autostrada A3 va fi gata, CNADNR vrea să construiască centuri ocolitoare pentru cele două localități. Reprezentanții companiei spun că studiile de fezabilitate sunt gata, iar în câteva săptămâni va lansa licitația. Centura Comarnic va începe la sud de localitate, iar pe o treime din traseu se va folosi o stradă deja existentă. Pentru a ocoli centrul Comarnicului, cei de la CNADNR vor să se folosească de acest drum industrial pe care urmează să-l modernizeze și să-l prelungească. Centura Comarnic va avea 3 km și va fi paralelă cu DN1, dar de cealaltă parte a căii ferate. Centura Bușteni va începe în zona fostei fabrici de hârtie și va ocoli orașul pe la est, pe valea râului Prahova. Prețul construcției celor două centuri va fi cunoscut abia după licitație.